Să-mi viața mea Fetița inimii mele Cu ochii ca două stele Din cer eu te-am văzut Și alt pântec nu am lut. Doar tu ești zâna mea bună Să fim mereu împreună Bine v-am găsit! Data trecută am discutat împreună cu invitata mea despre cel mai important factor în viața copilor noștri și anume somnul. În emisiunea anterioară am dezbătut somnul în perioada 0-4 luni, iar astăzi vreau să vorbim despre somnul în etapa 4 luni 5 ani. Bine ai venit, Diana Solomon! Mulțumesc, Diana! Bine te-am găsit! Vreau să-mi spui uh... Că acum deja suntem copii mari, nu? Suntem bebeluși mai mari, cei la patru luni, și vrem să vedem care sunt cei mai importanți factori și cum se desfășoară somnul în această etapă. La vârsta de 4 luni avem acea regresie de somn despre care am vorbit data trecută, și după 4 luni somnul copiilor începe să semene foarte mult cu cel al adulților. E format din cicluri de somn. În momentul în care copiii sunt foarte obosiți, au același comportament ca și noi, adică nu se pot odihni, nu se pot liniști. Și după vârsta de patru luni putem să facem și un program de somn. Asta ne ajută să avem o organizare mai bună a zilei și de asemenea dacă facem un program de somn va fi predictibil și pentru copil când să doarmă și cum să doarmă și lucrurile vor merge mai bine. Este foarte important să specificăm uh, mediul în care trebuie să doarmă copilul. Dacă în prima etapă, 0-4 luni, copilul trebuia să doarmă musai în pătuțul lui, pentru că saltea era mai tară și asigura un somn de calitate, uh, acum întrebarea ar fi, se poate să luăm copilul, este permis să luăm copilul în patul adulților? Uh... Recomandarea ar fi să rămână în spațiul separat de dormit până la un an, până când trece riscul acela de sindrom de moarte subită a sugarului. Dar, dacă totuși dorim să facem acest lucru, trebuie să tratăm patul mare ca un pătuț, adică să avem totuși o saltea mai tare, să avem doar un cearșaf bine întins pe deasupra, din acela cu elastic e foarte bun, să nu avem perne, să nu avem pilotă. Practic să, să transformăm uh, patul mare într-un pătut, să fie cât mai gol să fim doar noi, fără alte jucărioare, fără uh, alte perne pături și să punem copilul, să nu punem copilul între mamă și tată. să punem copilul între mamă și perete sau și dacă să nue nu dacă este o margine, nu este un risc dacă da copilul din pat?. Uh, Ba da, de asta ar fi bine cumva să fie plângă perete patul. Ideea e că tatăl nu simte la fel de bine ca mama, și în timpul nopții poate să se rostogolească peste copil, se mai întâmplă diverse accidente. Mama doarme oricum mai, mai superficial și e mai atentă la lucrurile acestea, dar eu totuși recomand până la un an să doarmă copilul pe o suprafață distinctă. De la un an putem să-l luăm cu noi în pat, fără așa multe griji. Putem să introducem și o jucărioară la somn, o jucărie de atașament se numește. Putem să fim un pic mai relaxați. Crezi în zicala aceea acum că odată luat copilul în pat se va învăța în felul acesta și nu va mai dori să dormă pe este posibil să se întâmple asta, da, pentru că devine o asociere de somn, despre care am vorbit și data trecută, el va ști că acela e patul lui și acolo va dormi și va fi greu să, se, să facă schimbarea și trecerea la pătuțul lui. E ca și când s-a obișnuit în pătuțul lui și noi vrem să -l luăm un patul mare, poate va protesta sau nu va dormi dacă el e obișnuit să doarmă în pătuțul lui de la naștere. Așa e copilul meu, de exemplu ne chinuim cu el când e bolnav, vrem să-l luăm în pat cu noi și nu vrea, ne spune că el vrea în pătuțul lui, acolo doar el cel mai bine. Uite, îți povestesc și o experiență, Riana mea a dormit până la 8 luni în pătuțul ei, în aceeași cameră cu patru ani de dormeam și într-o seară, la 8 luni, am simțit că va fi ceva, că se va întâmpla ceva. A fost instinctul matern. Am zis, nu, în seara aceasta e o copilul în pat cu mine. După care, toată noaptea nu am dormit, am dormit, iepurește și țineam copilul cu fața la mine. În noaptea aceea, îmi amintesc, era cred că 3-4 dimineața, și auz un, aud un zgomot, se necasă, avusese reflux și cu gura închisă. Vreau să-ți spun că la al doilea sunet de genul acesta m-am panicat. Să repet, simțisem ceva din timpul zile că ceva rău se va întâmpla. M-am panicat, am luat copilul, i-am uh, făcut maneva, manevra Haimliha, așa am simțit o strâng de burtă. A vărsat, am luat-o cu picioarele în sus, cu capul în jos. Mi se pare că este ce limba pe gât. I-am țin cu o mână o țineam de burtă, cu o mână o țineam de, uh, de limbă, tai că sui ținea picioarele în sus. A fost un episod îngrozitor. Uh, și uh, după ce și-a revenit și după ce a vărsat uh, n am mai putut să mai mănânce timp de 24 de ore pentru că tot ce mânca a vărsa. din acel moment am ținut-o în pat până la vârsta de 2 ani și jumătate când singura a dorit să meargă în patul ei dar cu patul lipit patul nostru lipit de patul ei n-a fost niciun fel de problemă în a trece în pătuțul ei și a dormit acolo timp de un an și ceva, un an și jumătate, dar bineînțeles că trebuia să mă simtă lângă ea și mă țină tot timpul de mână. Mai avea momente în care mă trecea și venea între noi în, în mijlocul patului mare, dar totul s-a întâmplat natural, fără să îmi doresc eu într-un fel să doarmă sau să o oblig într-o oarecare măsură să doarmă cum trebuie. Și oricum, acest trebuie este relativ. Este în exact. funcție de ce simte copilul, de stările emoționale pe care le are, de nevoile emoționale pe care le are. Pentru că sunt copii care au nevoie mai mare să fie ținuți în brațe, alintați, iubiți, drăgăliți, decât alții care pot dormi singuri fără niciun fel de problemă, nu? Exact. Și trebuie, ăsta ar trebui să scăpăm de el. <coughs> pentru că fiecare familie e într-un anumit fel. Și fiecare bă, mamă e într-un fel, fiecare copil e într-un fel. Chiar ar trebui să scăpăm și de, comparat, de a ne compara, de fapt, cu alte mame, pentru că facem treaba asta și cred că ne aduce doar frustrare și suferință, pentru că ce mi se potrivește mie, poate nu-ți se potrivește ție și invers. Ce e ok pentru copilul meu, poate nu e ok pentru copilul tău. Și atunci ar trebui să ne uităm un pic să vedem în familia noastră ce se întâmplă și să lăsăm ce se întâmplă la prieteni, rude și așa mai departe. Deci, dragi mămici, nu vă mai comparați. Sunteți unice, copiii voștri sunt unici. Așadar, comportamentele noastre sunt în funcție de nevoile pe care le au copiii noștri. Și la urmă-urmei, Nevoile noastre sunt diferite față de nevoile poate prietenilor noastre, nu? Și de aceea este important să luăm lucrurile ca atare și să facem tot ceea ce este mai bine și mai bun pentru noi și copiii noștri, fără a ne uita în jur sau fără a ne compara viețile cu uh, cele ale persoanelor care sunt pe Instagram și care își arată și își viața o viață perfectă. Pentru că viața perfectă și-o face fiecare în funcție de Stimul în funcție de uh, principiile pe care le are și de dorințele fiecăruia, la urmă. Exact, urmă. Da. Uh, Vreau să-mi spui un pic despre cum arată un copil odihnit și cum arată un copil obosit. Da. Uh, un copil odihnit uh, funcționează, între ghilimele, bine ziua. Adică, Uh, nu este uh, murăit, nu este plângăcios. Bine, se întâmplă să mai și plângă normal, dar nu în exces. Uh, după somn, se trezește bine dispus, nu se trezește plângând. Uh, este interesat de jucării, de mâncare, de uh, mediul înconjurător. Um, un copil obosit în schimb va fi tot timpul supărat, morocănos, uh, nu va fi interesat să exploreze, nu i-va conveni nimic, nu i-va conveni nimic, dacă începe diversificarea, nu va vrea să guste mâncare, uh, se trezește din somn plângând, noaptea plânge cu ochii închiși, uh, adorme între somnuri, de exemplu, de la patru luni facem program de somn, dar uh, nu rezistă până la somnul următor sau este un copil hiperactiv. Și un copil hiperactiv poate fi un copil obosit. Pentru că în momentul în care corpul este, are oboseală acumulată, se secretă în exces cortizol și adrenalină, hormon de stres, de activitate și atunci e tot timpul, e copilul acela durasel, cum îmi spun mămicile, copilul care se luptă tot timpul să stea treaz, să nu doarmă, nu vrea să doarmă, deși se vede pe el că e, e foarte obosit. Cum facem diferența între copilul obosit și copilul hiperactiv, pentru că așa este felul? Da, copilul hiperactiv, în momentul în care facem pregătirea de culcare, începe încet, încet să se liniștească și va adormi ușor. O adormire corectă, să zic, este între 5 și 15 minute. Dacă în momentul în care uh, punem copilul la somn, adoarme instantaneu sau în două, trei minute, este semn că a fost prea obosit. Dacă ia mai mult de 20 de minute, este din nou semn că este copilul acela durasel din cauza oboselii. Uh, deci așa facem diferența. Când e vorba de somn și copilul hiperactiv va dormi la un moment dat. De ce se trezesc copiii din somn dimineața plângând? De ce nu mai multe ori de oboseală? Uh, dimineața de vreme, la, la ora de trezire, te oboseală. Dacă somnul de noapte a fost odihnitor, copilul se trezește bine dispus dimineața, uh, trezirea este treptată, adică nu cum s-a trezit, uh, e direct activat, vrea să se joace sau... Uh, E agitat, se întinde, e moleșit și cască, și încet, încet își începe ziua. Acela e semn că s-a odihnit noaptea. Dar dacă s-a trezit plângând sau s-a trezit direct cu chef de joacă, deci în secunda care a deschis ochii, vrea să facă ceva, acela e semn că nu prea s-a odihnit noaptea. Cum ar trebui să arate o rutină de somn? Da, rutina de somn este o piesă foarte importantă, deoarece prin rutină, copilul face tranziția de la starea de activitate la starea de somn. Și unii copii, cei cu temperament orhidee, despre care am vorbit și de data trecută, au nevoie de trecerea asta, pentru că ei nu pot așa ușor să se debaraseze de toți stimulii cu care s-au încărcat în perioada de activitate. Rutina a, reprezintă. Activitățile pe care le fac părinții cu copii înainte de culcare. Sunt niște activități liniștitoare, mai reducem stimuli în timpul rutinei, adică stingem lustra, lampa și aprindem o veioză. Citim niște cărți, cântăm un cântecel Dar vorbim așa, cu voce liniștită, suavă Ne iubim, ne drăgălim Acest dar... lucru se întâmplă de la un an în sus, dar până la un an? Nu, se poate întâmpla chiar de la două luni De la două luni încolo putem implementa această rutină Evident, ea se transformă pe măsură ce crește copilul Pentru că cu un bebe de două luni facem într-un fel Cu un toddler de doi ani facem în alt fel Apropo de iubit și drăgălit, aici vreau să fac o paranteză. Atenție la tătici, care au tendința de a suprastimula copiii cu joaca înainte de culcare. Ei vor să compenseze Lipsa timpul. Din timpul da, exact. Și atunci e foarte bine în rutină să avem conectarea asta cu părintele și drăgăleala și iubirea, dar atenție tătici să nu dați în extrema cealaltă. Sunt acei tătiși care vin și spun, hai să facem căluțul, hai să uh -huh. facem tot felul da, de... Da. Și în rutină... Și stimulează în, într-un fel în care copilul mai poate dormi. Da, da. În rutină să scoatem jucăriile cu sunete, cu lumini, poate doar să avem, pentru copii mai mari, să facă un puzzle, să coloreze ceva, dar totul să fie așa, liniștitor, calm și zen. Și rutina asta e bine să se întâmple înainte de fiecare somn, nu doar la culcarea de seară. Pentru că mulți părinți au o rutină înainte de somnul de seară, dar înainte de somnurile de zi, pur și simplu iau copilul, acum mergem în dormitor și hai dormi. Dar nu, nu se poate așa. Trebuie o mică pregătire. Și ăsta e rolul rutinei, pregătirea de culcare. Oare lipsa rutinei dinaintea somnului de prânz? Uh, duce la lipsa somnului? Pentru că sunt foarte mulți copii care nu pot dormi în timpul zilei. Da, poate duce la lipsa somnului pentru că rutina are uh, rolul acesta de a liniști corpul, de a face trecerea la starea aceea de moleșală. În rutină, cum am spus, uh, mai stingem din lumini ca să ajutăm corpul să secrete încet încet melatonina, hormonul somnului. Și atunci e nevoie de rutina aceasta care oricum uh, îi ajută pe copii să fie oarecum în controlul lucrurilor, pentru că este previzibilă și ei știu la ce să se aștepte. Ei știu că dacă, înainte de somn, mă duc cu mama în dormitor și facem asta, 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 după aceea trebuie să dorm. Iar copiilor le plac foarte mult rutinele, ca și nouă, adulților de altfel, ne simțim foarte bine când avem o rutină. Rutina nu trebuie să fie ceva foarte deosebit. De exemplu, în dau rutina pe care o facem noi cu băiețelul nostru. La vârsta de 3. La vârsta de 3 ani, dar o facem de la 9 luni de când am aflat mai multe despre somn. Mergem în dormitor, aprindem veioza, îi schimbăm scutecul sau îl punem la oliță, că deja e are vârsta potrivită. Apoi îl îmbrăcăm în pijamale. Apoi citim o carte, două, trei, îl lăsăm pe el să-și aleagă cărțile. E important să aleagă ei ce vor să facă, să nu le dăm noi tot sau să-i forțăm între ghilimele să facă ceea ce ne dorim noi, de să aibă și ei un pic controlul asupra lucrurilor. După ce citim, stingem veioza, îi cântăm un cântecel de leagă, în cazul nostru e All McDonald Has a Farm, asta s-a nimerit, dar poate să fie în orice. În fiecare la fiecare fel. seară și înainte de somnul de prânz la fel. Și apoi, după ce am cântat cântecelul, l-am pupat, i-am spus că îl iubim și ne-am ales noi o frază pe care o repetăm tot timpul înainte de somn. Deci, în momentul în care îl punem la culcare, îi spunem te iubesc, noapte bună, somn ușor. Și asta e indiciu că, ok, când îmi spune mama așa, fix în ordine asta, știu că trebuie să mă culc. Punem un pătuț și a în 10-15 minute. Și asta facem tot timpul, de la vârsta de 9 luni. Deci fiecare să-și găsească ceva, niște activități care să îi placă copilului, dar să fie și liniștitoare și să repete mereu aceleași lucruri înainte de fiecare somn. Dacă părinții au un program destul de încărcat și nu își pot permite să își pună copiii la somn în timpul zilei și îi iau după ei, Îți dau exemplul meu, fiind destul de activă, și din punct de vedere al businessului, și muzical. Luăm copilul după mine, în timpul zilei, și o adormăm în căruță. Care sunt riscurile pentru acest somn? Păi trebuie să vedem ce fel de copil avem. Dacă este un copil care se odihnește bine, așa. În mișcare, cu un mediu de somn care nu e întunecat, da? cu gălăgie pe fundal. Și vedem că funcționează asta pentru copilul nostru, e ok, putem să facem în continuare așa. Uh, nu trebuie să facem ca la carte, să fim foarte striți. Ne uităm la copil, el e cel mai bun indicator. Dacă vedem că încercăm să facem somnuri în căruț și doarme doar 30 de minute, se trezește plângând. Nu, no. no, dormea și câte trei ore. Da, atunci este ok. Dar dacă vedem că lucrurile acestea încurcă somnul, încercăm pe cât posibil, măcar în prima parte a zilei, să facem somnurile în casă. Pentru că de la 4 luni putem face un program de somn. La 4 luni copiii au cam 3-4 somnuri ziua, apoi de la 6-8 luni trec la 2 somnuri ziua, unul dimineața, unul la prânz, și apoi pe la un an și patru luni, un an jumate, rămân cu un singur somn de zi, cel de prânz. Și atunci, măcar în prima parte a zilei de somnul de dimineață și cel de prânz, să fie acasă și apoi după masă putem face somnurile și în mișcare, în cărucior sau pe unde avem treabă. La vârsta la care ajungem la un somn pe zi, dacă totuși copilul nu doarme și nu-și face acel somn în timpul zilei, dacă nu-și face somnul, trebuie să mutăm culcarea de seară mai devreme. Și somnurile de zi sunt foarte importante. Primul somn din zi, cel în jur de ora 8.30-9, rolul lui este de a odihni creierul. Al doilea somn din zi, care e undeva în jur de 12.01, are rolul de a odihni corpul. Și atunci e nevoie de amândouă, până la, amândouă somnurile până la o anumită vârstă. Și și după ce trece copilul la un singur somn, e nevoie de somnul acela de prânz ca să se odihnească corpul. Dacă nu reușește să doarmă, este bine să avem măcar timp de odihnă. Adică o oră atunci să facem, să ne jucăm jocuri mai liniștite sau să stăm în pace și să citim o carte pe semi să zic, Chiar dacă nu doarme măcar corpul să aibă o pauză și cum spuneam, mutăm culcarea de seară mai devreme. Copiii au uh, un necesar de somn pe care trebuie să-și atingă în fiecare zi. De exemplu, de la uh, 4 luni la un an, uh, în jur de 14-15 ore, din 24 ar trebui să doarmă. De la un an încolo uh, 14-13 jumătate, deci scade numărul de ore până pe la 11 ore, în jur de vârsta de 4-5 luni. Deci, dacă, de exemplu, doarme 12 ore, să zicem că avem un copil de un an și 4 luni, da, care a trecut la un som, el are nevoie cam de 13 ore de somn. Dacă noaptea îmi doarme 12 ore, atunci mai rămâne o oră ziua. Dacă ziua nu îmi doarme ora respectivă, atunci trebuie să am noaptea de... 12, de 13, ca să-mi fac orele, da? Și atunci culcăm mai devreme ca să compenseze cu somnul pierdut. Spuneai că primul somn trebuie să fie după 8 și jumătate dimineața, dar care este ora de trezire dacă adorme la 8 și jumătate? Da, ora de trezire, din păcate pentru noi părinții, este undeva în jur de 6-7 dimineața. Așa se trezesc copiii, așa sunt ei programați între ghilimele să se trezească, dar așa sunt programați și să se culce de vreme. Adică un copil ar fi bine să-și înceapă ziua pe la 6-7 dimineața, dar pe la 7 seara deja să-și termine ziua. Un copil mic, până în 2 ani, să zicem. Dacă un copil nu doarme corespunzător și să zicem că părintele nu își dă seama de faptul că are un copil cu o cronică și consideră că comportamentul lui este unul hiperactiv. Um, există probleme ale creierului care pot apărea mai târziu sau pot ieși la suprafață? Um, în primul rând, copilul acela poate avea o imunitate mai scăzută. Poate să, se mai repede. să se îmbolnăvească mai repede, mai des. Uh, poate avea probleme de digestie. Poate fi un copil uh, care are constipație, și, deși mama îi dă alimentele necesare, tot uh, există aceste probleme din cauza lipsei somnului. Da. Uh, sau... M-aș fi gândit că lipsa somnului poate provoca probleme digestive. Da, da. Și auzim deseori acele dureri de burtă, mă doare burta, mă doare burta și de multe ori ne gândim ce ai mâncat de te mm -hmm. doare burta sau asociem această durere de burtă cu anxietățile. Dar niciodată cu lipsa somnului. Da, nu ne gândim niciodată, dar am dormit azi noapte. <coughs> um, legat de... Um, Creier, aș putea spune că ar putea fi ceva probleme de concentrare când va fi la școală. Chiar dacă la școală doarme, în perioada școlară doarme. Dacă da. nu a dormit în copilărie infantilă, da. poate avea probleme de concentrare anul da. mai târziu? Da. da, da. Sau de memorie. E foarte important somnul în perioada mică, în copilăria mică cam până la 3-5 ani, 3 așa cu indulgență, copiii trebuie să doarmă. Abia de la 3-5 ani încolo ar trebui să renunțe la somnul de prânz și să fie înlocuit cu timpul acela de odihnă. Deci e important somnul... Abia de când sunt la școală, să zic, ar putea să funcționeze mai bine doar cu somn de noapte. Timpul de odihnă Vorbești și te referi aici la timpul uh, de calitate cu părinții? Timp de. Uh, adică să luăm o pauză de la joacă, și chiar dacă <coughs> nu doarme la prânz, uh, să, să facă activități mai liniștite, să coloreze, să facă un puzzle, să citească, să citim o carte, să stea în camera lui așa, adică nu uh, să se zbenguie toată ziua și să alerge în continuu pentru că nu o să aibă resurse. Și e nevoie de timpul acesta. Și, evident, acesta poate fi timp de calitate cu părinții. E nevoie de conectare cu părinții pentru a nu avea probleme de somn. Pot fi probleme de somn din cauza lipsei conectării cu părinții? Da siguranță pot fi. Dacă părintele nu este unul care să ofere conectarea emoțională și este prezent doar fizic în casă, asigurând hrana, curățenia, haine și tot ce are nevoie copilul, dar nu îi asigură o conectare emoțională de care orice copil are nevoie, poate duce cumva la lipsa somnului? Da, pentru că atunci copilul va duce nevoia asta de conectare la culcare, la somn. Și ar trebui cumva această conectare să se facă ziua, nu la somn. Uh, copiii au nevoie de mult mai puțin timp decât ne imaginăm noi de conectare. 30 de minute pe zi cu fiecare părinte sunt suficiente, dar acele 30 de minute uh, să fie exclusiv dedicate copilului. Ce adică înseamnă conectare pentru cei care ne urmăresc și nu înțeleg acest termen. Înseamnă să uh, fim prezenți. Să stăm lângă copil, să-l ascultăm, să ne jucăm, să facem joacă ghidată de el. Apropo de treaba asta, mereu avem tendința să venim noi cu idei de joacă. Hai să ne jucăm așa, hai să facem așa, uite, hai să colorăm, dar să lăsăm copilul să, să inițieze el joacă și noi doar să-l ascultăm și să-i urmăm uh, dorințele. Uh, joacă ghidată de copil poate fi, uh, efectiv, copilul se joacă, mama stă lângă și nu face nimic. Dar copilul, când întoarce privirea, vede că mama e acolo și e atentă la el. Iarăși e foarte important să lăsăm să iasă emoțiile acelea puternice negative din corpul copiilor până la culcare. Uh, să lăsăm tot să facă tantrumuri, să nu mai oprim plânsul cu orice preț, să nu mai oprim, uh, să nu le mai distragem atenția. Când copilul vrea să plângă, avem tendința să venim. Uite jucăria, uite pisica, uh, hai că nu mai plânge că nu-i voie, nu mai plânge că ești urât, am auzit tot felul de variante. Uh, ar trebui să lăsăm emoțiile acestea să iasă, să nu le mai punem capac, pentru că dacă le punem capac, ele vor ieși la somn. Și mai mult decât atât, în momentul în care noi uh, le punem capac emoțiilor negative și cumva distragem atenția copilului de la ea, aceste emoții negative, nu vor putea să. La maturitate, ce înseamnă emoție negativă. Și în momentul în care va avea o dezamăgire, fie din punct de vedere amoros, fie din punct de vedere colegial, sau o notă mică, sau un examen picat, nu va ști cum să diluească cu această emoție negativă pentru că nu a fost lăsat să trăiască emoțiile negative. Și atunci vedem adolescenți care își fac rău fizic, care se sinucid, care încep să consume droguri, substanțe. Băuturi alcoolice Și nu înțelegem de ce Pentru că părinții spun Dar în casă n-a văzut acest lucru Păi dacă tu în copilăria lui În copilăria mică Tu nu l ai lăsat să plângă Și mereu îi spuneai când plângea Uite pasărea acolo, uite la televizor, uite ce se întâmplă Copilul nu a fost lăsat să-și consume frustrările Și trăirile negative Și de aceea este foarte important Așa cum spui Să lăsăm copiii să plângă Bineînțeles fiind acolo pentru ei, ascultându-i activ, spunându-le că mami este aici, te înțelege știu cât de greu ți este în momentul acesta știu că ți-ai fi dorit acel lucru dar trecem împreună peste acest, această situație în care nu ai avut ceea ce ți-ai dorit sau ți s-a întâmplat ceea ce uh, nu a fost benefic pentru tine, dar copilul să simtă că are un sprijin că nu este pus la punct și la colț pentru faptul că plânge, că nu este nimic în neregulă să plângă, pentru că, din păcate, sunt foarte mulți părinți care spun ești copil mare, mă faci de râs, te faci de râs, ia uite ce copil mare și plânge. Eu mereu îi spuneam Rianei, din totdeauna, simți nevoia să plângi? Plângi, mami, ești pentru tine. Și o luam în brațe și vreau să-ți spun că în momentele în care eu sunt tristă, astăzi copilul meu la 10 ani și nu de acum, de când era micuță, de pe la 4 ani, 5 ani, 6 ani chiar și de la vârstă fragedă până în prezent, atunci când am momente de tristețe îmi zice simți nevoia să plângi, eu sunt aici pentru tine. Pentru că ceea ce eu i-am oferit din punct de vedere mental în primul rând a fost sprijinul și empatia pentru cei din jurul ei. Eu, spunându-i lucrurile acestea, am învățat-o că, de fapt, ea trebuie să fie un sprijin pentru cei din jurul ei. Și e foarte important ca acești copii noștri să aibă empatie, că, la urma urmei, viața fără empatie este o viață nulă. O viață în care egoismul nu-și are locul atunci când ești empatic, stările acestea de individualitate, la fel, nu-și locul atunci când îl înveți copilul că empatia este un factor foarte important. Da. Și ceea ce le transmitem noi copilor este, de fapt, reversul pe care îl vom primi. Nu? Și la fel să vă purta și cu noi și, bineînțeles, cu întreaga societate, cei din jurul lor. Vreau să-mi povestești un pic despre situația fraților la som. Ce se întâmplă atunci când avem doi copii? Pentru că uh, sunt foarte multe familii care spun așa, eu încerc să le creez o rutină și încerc să-i uh, duc pe amândoi să doarmă. Însă sunt doi copii total diferiți. Unul vrea să doarmă, celălalt nu. Uh, cel care nu vrea să doarmă îi distrage atenția de la som fratelui care totuși era pe punctul de a dormi. Cum gestionăm această situație? Este bine să încercăm să îi odihnim pe amândoi. Diferit. Diferit. În până... camere separate. Nu neapărat. Dacă avem, de exemplu, un copil, un bebeluș și un toddler, putem prima oară să punem la somn bebelușul, pentru că el va dormi mai repede decât toddlerul. Toddlerul fiind, vreau să le spunem celor care nu știu exact da. ce înseamnă noțiunea de toddler, un copil mai mare de la un an, la un an, an, până an jumătate, la da, 5 ani. Cam așa, da. Uh, și după aceea, după ce doarme bebelușul, putem să ne ocupăm și de copilul mai mare. Eu totuși nu recomand, dacă sunt diferențe mari de vârstă, adică, nu știu, două luni și cinci ani, nu recomand să doarmă în aceeași cameră, pentru că cel mic va avea un somn foarte agitat, cel mare merge probabil la grădiniță. Se va sau... trezi mai repede, trezi... ciclul lui de somn da. este mult mai mic și atunci poate face zgomot și îl trezește pe Exact. Și ar fi bine să doarmă separat cam până pe la nu știu, au minim 5 ani amândoi. Sau dacă sunt gemeni, atunci situația e diferită. Gemenii e bine să doarmă în aceeași cameră, pentru că ei se cunosc de mult, de mici, de foarte mici. Ei sunt obișnuiți cu sunetele pe care le face să le scoate celălalt frate și pot dormi împreună în aceeași cameră de la început. Chiar dacă între cei doi frați sunt cele două structuri de personalitate de care povesteai mai devreme, copil orhidee și copil păpădie? Păi copilul păpădie nu va fi așa deranjat de copilul orhidee, pentru că el va dormi cam în orice condiții, iar cel mare poate va avea nevoie de mai mult ajutor sau, da, din partea părinților, ajutor. Într-o situație gemelară, frații își pot fi suficienți? Adică dacă atunci când e vorba doar de un copil are, este clar nevoie de mama acolo, dar atunci când sunt gemeni își pot fi suficienți unul altuia să meargă singur la somn, fără mai fi nevoie de mamă, ținând cont că ei sunt împreună din burtică, își sunt oarecum... Am auzit deseori cazul în care Trăirile lor sunt atât de puternice, de atât de intense, încât nu au nevoie de nimeni altcineva pentru a le fi bine împreună. Este posibil, dar cred că, totuși, pe timpul zilei este nevoie de conectare individuală cu mama. Deci, mama să petreacă timpul acela cu fiecare copil în parte și tatăl, bineînțeles. Și, în cazurile în care avem frați, e bine ca părinții să petreacă timp separat. De multe ori când apare fratele mai mic, fratele mai mare e lăsat la o parte sau sunt puse mai multe atribuțiuni pe umerii lui și atunci nu mai are um, atenția 100% a părinților cum o avea înainte. Și de asta e bine ca părinții să-și facă timp să petreacă um, timp separat cu fiecare copil. Diana, îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție și îți propun ca următoarea emisiune să o dedicăm mămicilor, pentru că este foarte important să vedem care sunt repercursiunile unui somn perturbator în viața unei mămici. Ce se întâmplă cu mămica mica, într-o situație de genul acesta, dacă ea mai are resurse să fie atât mamă pentru proaspătul copil, cât și soție sau fică, sau să, -și, să poată să-și facă toate atribuțiile în casă așa cum trebuie. nu? Vă mulțumim că ne-ați urmărit și astăzi, pe data viitoare! i got